Astăzi o să facem ceva neobișnuit, după cum ați văzut și în titlu, o să vedem cât de greu este să furăm o Tesla. E un experiment care mi-a venit așa dintr-o dată în cap să-l fac, să vedem, mă, cât de greu este să conduci o Tesla dacă, spre exemplu, o luăm etapizat, nu ai cheia, după aceea dacă ai cheia, ce sisteme de siguranță are, cum funcționează Sentry Mode-ul, o să vedem astăzi în episod. Nu uitați, dați acolo pe butonul de like, avem și un invitat special pentru astăzi, o avem pe Denisa, care o să fie omul nostru de bază, pentru că ea o să încerce să intre în mașină. În prima fază nu o să-i dau cheia. După aceea o să-i dau cheia, să vedem ce face cu cheia. După aceea o să-i dau telefonul, să vedem ce face cu telefonul. Și tot așa, ok? Și să vedem dacă la final reușește sau nu să plece de pe loc. Pentru că mașina e un pic mai complicat să pleci de pe loc. O să vedeți imediat la ce mă refer. Deci, mașina este acolo, după cum o vedeți, este închisă. Pentru început o să vreau să vedem cât de repede se activează Sentry-ul. Sentry Mode este un sistem de securitate unic la Tesla, care filmează non-stop mașina și vedem ce se întâmplă cu mașina când nu suntem lângă ea. Dacă ne ducem noi aici frumos, putem să ne vedem pe noi. Care? Ia să ne ducem la camera asta. Ia uite! Deja putem observa că cineva stă lângă mașina noastră acolo și avem o perspectivă foarte bună. Adică putem să ne uităm în fiecare unghi, în dreapta, în spate. Și pe lângă asta, dacă am văzut pe cineva pe camere, putem să facem asta. Treci pe lângă mașină să vedem cât de repede se activează Sentry-ul, dacă se activează Sentry-ul. Așa. Uite, s-a activat Sentry-ul. Deci a trebuit să treci destul de mult pe lângă ea ca să se activeze. În momentul de față filmează, pentru că am trecut pe lângă ea. Se vede acolo că filmează mașina. Acum că am văzut cum se declanșează Sentry-ul și în momentul de față ne filmează mașina, o să-ți dau cheia, care cheia arată în felul ăsta. Scrie Tesla pe ea, e o cartelă. Și dacă îți dau eu cheia acum, tu știi ce trebuie să faci cu cheia asta? Ea spune așa, un om normal n-ar ști ce ar trebui să facă cu cheia asta, dar ia arată-mi cheia încoace. Să zicem că ai cheia, asta este cheia mașinii, ia vină încoace, vină încoace. Vedem aici că ar trebui să plasezi aici, vezi? Nu știu, îți indică destul de bine ce-i drept, cam unde ar trebui să fie poziționată, da? Dar, spre exemplu, dacă n-ai ști și ai avea cheia, ar fi destul de greu să intri în mașină, nu? Ăla unde ar trebui să pui, da? Aici? Vedem aici, da, exact. Aici ar trebui să pui cheia. Perfect, vedem că mașina s-a deblocat mașina. Iar acum, teoretic, acum că ai cheia și totul, ai putea să conduci mașina, nu? Teoretic, la o mașină automată, ca să pleci de pe loc, ar trebui să apeși pe frână la fiecare mașină, știi, ca să o bagi în drive. Pentru că... Vrei să apăs? Da, apasă pe frică, apasă pe frână. Și uite, deja s-a întâmplat ceva. Introduceți pinul pentru conducere. Deci tu ai cheia în momentul de față, ai ajuns în mașină, da? Ai ajuns în mașină, dar având și cheia, tot nu poți să pleci de pe loc pentru că nu ai pinul. Ai ură. Decât dacă știi și pinul, poți să pleci de pe loc. Ce ai pus, mă, pin? Chiar dacă ai cheia la mașină, mai poți să setezi și un pin de securitate ca să conduci. Hai idee, în momentul de față tu ești înregistrată, da? Da. Ai fost înregistrată, s-a văzut fața din exterior, te registrează și aici. Avem și o cameră la interior care filmează mai nou, de când cu update-ul nou. Filmările se află, dacă nu știați, aici, în torpedo. Cum deschizi tu torpedo? Șmecherii. Dai că mă știu. A, uite-mă la chiorici. Băi, nebunule. Deci avem pin până și pe torpedo, ca în caz că ai ajuns aici, să nu poți să iei filmările, știi? Să nu poți să iei filmările ca să nu mai ai dovadă după aceea cine a intrat în mașină, cum a intrat în mașină. Trebuie să-l bagi tot pinul ca să poți să accesezi torpedo. Acel stick pe care vedeți conține filmările de pe mașină. Și acum ai ajuns aici, da? Acum conduc eu. Trebuie să bagi pinul ca să poți să conduci. Hai să zicem că a aflat și pinul, da? Deși e foarte improbabil să știi și pinul. Atingeți cheia tip cartelă și apăsați frâna pentru a conduce. Ah, și trebuie să pui aici. Ok. Iar acum ia apasă frâna. E frică. Aoleu. Aoleu. Nu, nu, nu. Deci dacă vrei să-i spargi mașina la mine, deci cam atât de greu, guys, este să furi o Tesla. După ce ai activat toate sistemele de securitate, absolut toate sistemele de securitate acum sunt activate și ați văzut și pinul, și Sentry Mode-ul și toate nivelele de securitate. Acum că am făcut o mică prezentare la Sentry, să vedem cum sună alarma la Tesla, pentru că e destul de unică.
sper că ați înțeles din videoclipul ăsta pe scurt care este situația cu sistemul de securitate de la Tesla. Practic are o grămadă de norme de siguranță. Chiar dacă ai cheia, nu poți să conduci decât dacă ai și pinul. Bine, dacă setezi tu un pin la mașină. Dar da, ați înțeles care este situația. Eu sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo pe butonul de like și să vă abonați dacă sunteți noi și vreți mai mult content cu Tesla, pentru că vreau să fac episodul 2 din testăm TikTok-uri cu Tesla. Așa că stați geană pe canal și ne auzim data viitoare.